Bună dimineața! O fi pentru aia care s-au trezit. Bună ziua. Ora potrivită. Hai că e vineri, 29 da. iulie. 29 iulie. Retrospectiva ziua imnului pentru... Ziua imnului, da. Întrebarea este, care e imn? Imnul național al României. A numărul 7, cum ar veni? Pentru că noi suntem genul de țară care a schimbat de 7 ori imnul de-a lungul existenței de 20... și de ori drapelul. De la daci încoace, da, nu mai avem capul de lup. De la daci încoace, brei, acum de curând. Băi, de 26 de ani ăsta e imnul. De 26 de deșteaptă ani ăsta e imnul, da. Degeaba, că nu se deșteaptă românul. La mulți ani imnului național. Am să mă abțin de la urări, de bine că se schimbă probabil guvernul și... Probabil că o să se schimbe și eu. Băi, nu s-a schimbat de 26 de ani, dar dacă se va schimba, foarte bine. Dar nu rămânem cu același hit. Da, fiecare hit durează o singură vară. Exact. Hai să vedem ce avem la... Știri locale și naționale mai mult astăzi. Vor merge pe naționale, însă înainte aflați că medicii nu sunt foarte mulțumiți prin medici. Înțelegem un singur medic care a dat interviul ăsta de plafonarea profesională. Știrea este foarte scurtă, inutilă să o urmărim. Ăsta o să fie tot textul știrii. O să vedem o știre din domeniul acesta, știrea făcută cu primarul, cu directorul, managerul spitalului, știrea aia, nu? Nu știu despre ce vorbim. Că se vor lua măsuri pentru a se remedia problemele semnalate de cetățeni la UPU, în primă fază. Avem noi știre de asta? Nu cred. Băi, eu am văzut ceva de genul ăsta. Deocamdată... El nu și-a revenit încă nu și-a făcut efectul cafeaua. Posibil. Da. Deocamdată însă președinta Sindicatului Medicilor din Spitalul Român, doctorița Gabriela Popovici, e de părere că medicii trebuie să fie sprijiniți de Ministerul Sănătății ca să poată participa la forme de perfecționare profesională în vederea, evident, practicării perfecționării. Da? Și că fiecare participare, că fie ea... zim, congres sau curs, contează pentru medici sau asistenți. Da, trebuie angajatorul să se implice în aceste cursuri de perfecționare profesională. Dar cine este angajatorul unui medic sau unui asistent? Angajatorul, pe cine îl plătește? Guvernul, statul, nu? Deci ministerul? Vin prin primărie și deja... Deci banii vin de la minister, da? Ajung în primării. Și primăriile sunt cele care ghidează, pentru că de aceea primarul numește managerul pe criterii de competență. Bun, și atunci ce facem? Mergând pe ideea asta, înseamnă că toate categoriile profesionale ar trebui susținute de ministerul aferent ca să se întâmplă. Așa da? Se întâmplă. Există, deci există în realitate. Deci în firmele private, angajatorul face acele cursuri de perfecționare, team building și așa mai departe. Trebuie să țină la curent cu toate noutățile și cu ce apare, că medicina nu stă oricum, pe loc. Da. Deci, e clar, medicii buni, profesioniști, chirurgii, toți, nu numai chirurgii, toți, că aici la chirurgi intră neurochirurg, cei de la care... Ce intre, că nu cunosc eu. Așa. Sunt tot timpul în priză cu noutățile, deci sunt abonați la revistele de specialitate, la site-urile de specialitate. Pe care le plătește ministerul, probabil. Nu, din ce știu eu, cam își plătesc ei. Poate au fost niște abonamente la reviste la asta prin plătite de spital, de minister. Trebuie luate niște măsuri. Am zis că vorbim despre, am zis ieri când ne-am întâlnit, am fixat subiect de discuție despre situația de la UPU Roman, da? Centrul de Primiri Urgențe, da. Roman. Am ajuns cu o urgență duminică a fost în 24, da? Eu am încadrat-o la cod roșu, ceea ce însemna ca în 10 minute pacientul să fie preluat și să-i fie acordate îngrijirile de rigoare. Am avut noroc că nu a fost aglomerat sau foarte aglomerat, a fost preluat în mai puțin de 5 minute, deci nu 10 minute. Da. N-am mers cu ambulanța, deci nu am chemat ambulanța, am zis... Putem să-i
Cum ai stabilit tu că e cod roșu? Știu. Puteam să fiu contrazis de medici dacă aș fi vrut. Mi-ar fi explicat. Dar acolo scrie destul de mare ca la proști. Deci, situații, cod roșu, situații limită, dureri insuportabile, mai sunt câteva aspecte. Le citiți când ajungeți acolo, dar să nu ajungeți acolo. Da. Dar ca să știți care e treaba. Oricum, tot ce a ajuns la urgențe în seara aia, între 9:30 și, să zicem, 11, a fost preluat foarte repede. Okay. Deci cu ambulanță, deci a fost o seară plină, dar nu agitată. Ceea ce mă deranjează pe mine în continuare este faptul că avem serviciu de pază, da, prin firmă autorizată privată. Așa? Și care aplică regulile la fel cum aplică și cei din poliție și cei din poliția locală și autoritățile, diferit, de la fraier la fraier. Scrie acolo că nu se fumează. A făcut observații cel de la pază... Se fumează afară. Afară, da, afară din curtea spitalului. Nu acolo. Da? Sau și... acolo pe scări. Deci trebuia să coboare din față de la UPU, că oricum aruncau țigările pe jos, deci nu era loc unde să arunci chiștoacele. Ba da, era un loc, bănuiesc, mai aruncă țigările la locul unde se aprind lumânările, da, acolo. Dar îți dai seama că omul ăla care e de pază acolo nu poate părăsi obiectivul, că are un loc clar în care trebuie să stea de pază. Era, hai să-ți povestesc, nu el fuma. Era un tânăr acolo care fusese bătut, înconjurat de prietenii lui, așa, în fine, nu știu, deci, unde a fost bătut, cât a fost bătut, oricum era pe picioarele lui, era ok, nu cred că a avut probleme foarte mari, problemele cred că au început după ce a ajuns el acasă și... Ce vreau să spun? Fuma, da. I-a făcut observații, l-au mâncat așa, ochii sunt rănit, sunt bolnav, aștept să intru, unde să fumez afară? Întrebare foarte bună. Afară! Păi, atunci omul trebuie să facă bine și să iasă la fumat. Nu că trebuie să facă bine. Nu se fumează acolo. Punct. Asta este regula. Dar deci ăla de la pază trebuia să-și cheme colegii. De ce nu se fumează acolo? Sunt în afară. Este semn și este interzis. Am înțeles, dar ce este interzis pentru mine? De ce nu interzis pentru tine să tușești, să dai pârțuri sau să râgâi? Aia e altă treabă. Hai să nu divagăm. Altă treabă. Nu. Deci regula este clară. Nu se fumează acolo. E o lege de căcat. Asta nu e nicio lege. Deci hai că intrăm în alt subiect și asta. Tu practic ai mai multe cane fumător, ai un drept în plus. Băi, nu se fumează acolo. Punct. Gata-i. Da? Deci nu mai stăm să discutăm. Deci tu ca fumător și nu mai juca teatru acum, tu ca fumător, tu n-ai fi fumat acolo. Da, ba da. Te duceai și fumai acolo unde aveai și scrumiera. Nu fără instituție. Deci unde aveai și scrumiera. Dacă îți făceai observații, nu mai comentai, te duceai și fumai acolo. Ăla a comentat și nu trebuia să fie lăsat să fumezi acolo. Pentru că chiștocul a rămas pe jos. Una la mână, doi la mână. Revenim la actul medical, că aici ai ideea. Deci sunt curios dacă vreodată o să fie o lege de asta împotriva nefumătorilor, dacă o să mai gândești la fel. Dom'le, ești obligat să stai să fumezi. Prin lege, tot așa vă spui, dacă e lege, mă, așa a spus legea. Eu sunt și fumător. Așa că... Da, zi mai bun. Departe. Deci, în ceea ce privește actul medical, la roman... Totul e perfect. Nu, aici e problema, că nu e perfect. M-ai spus că e minunat, că te-a luat s-a rezolvat problema. Am aflat după aceea de la altcineva, luni, discutând cu altcineva, care a stat vreo 11 ore... care a fost preluat, dacă nu mă știu, destul de repede, i s-a pus o perfuzie, nu știu ce diagnostic a fost dat și care a fost problema, așa, nu era o problemă foarte, foarte gravă să țină de viață și de moarte, da? Da. Dar bolnavul când ajunge acolo și îl doare ceva, pentru el este grav. Numai puțin. Chestia e că a fost întins pe pat, la un moment dat i s-a spus mute oi pe patul și alalt că punem pe doamna Aisha. Tonul, modul cum se vorbește, iarăși ține de educația celor de acolo, e un alt aspect. Faza strict de act medical e chestia că la persoana respectivă au venit patru angajați de la
din spital, de la UPU, de acolo, da, infirmier, asistent, medic, am înțeles că n-a fost să-l vadă. Cu toate că cred că a fost medicul de gardă, mă sigur a văzut fișa și știa despre ce este vorba. Chestia e că au venit 4 persoane și au întrebat la intervale mai lungi sau mai scurte, a venit cineva să vă ia proba de urină? Și a fost un lucru că făceam, dar nu, dar vă dau la toți în momentul ăsta. Și am terminat deja, pe de, voi și gata. Spunea omul, domnule, deja îmi fac griji. Dacă ei nu știu, dacă proba mea de urină a fost luată, dacă proba de urină care ajunge cu numele meu este a mea. Că bărbatul respectiv, că era vorba despre un bărbat, s-ar putea să afle cu stupoare când îi vin rezultatele analizelor de urină că este însărcinat. Da. E foarte posibil. Deci ce spui tu mie? Că de bandat acolo de nu se poate. Că sunt probleme. Probleme de genul ăsta, de organizare. De organizare. Probleme de, iarăși probleme care pentru care eu am fost așa mai conciliant la modul că n-ar fi vina celor de aici, a autorităților locale. Altcineva a spus, domnule, nu mă interesează, eu plătesc asigurările, ei trebuie să facă tot posibilul ca să fie medic urolog, să fie medic ortoped, da? Pentru că am senzația că nu era nici medic ortoped în spital duminică seara. Ei sunt, deci medici ortopedi sunt. Acum că nu era de gardă, că nu știu cum se împarte ei. Am senzația asta, de ce? Pentru că era cineva care avea o problemă la picior, un copilaș, bănuiesc o întors, n-a pus ceva... Am înțeles că e lipsă de personal, că ne întindem da. Este cu unui copil, la unui iamic, la unui prieten, la unui vecin. De ce spun? Că era o problemă care ținea de ortopedie, da? Da. Și a fost văzut tot de medicul chirurg care era de gardă sus la chirurgie. Bun, deci să înțeleg că Leonardo Chirilo e inutil acolo și că el nu-și face treaba. Asta am zis și pe la final, că ne întindem pe povești din astea și nu spunem nu. Cine se ocupă de angajări? E vinovat. Directorii, managerii. Clar. Și tu îi dai numele directorului financiar. Acolo e o altă problemă și discutăm de finanțe și asta. Da. Managerul spitalului, da. Primarul. Bun. Deci, primăria, consiliul local, ce trebuie să facem? Dacă ei nu se ocupă, înseamnă că noi, populația trebuie să trimită 800 de milioane de petiții sau să facă grevă în fața primăriei și a spitalului municipal cerând un ortoped? Cerând un urolog, că ortoped un este. Urolog, deci, okay. Deci la modul ăsta, facem o grevă deci sau? Urolog nu este și cred că mai sunt câteva secții cu probleme. Ori cu un singur medic, ori cu prea puțin față de nevoile astea. Imposibil. Cum să spun? Se naște o discuție de genul, băi, e ținut pentru cineva. Locul respectiv. Locul respectiv. Da. Dar nu zic, eu am zis, nu cred. Nu cred. E, nu se știe. S-ar putea copilul respectivului să fie de pe în clasa 8-a. Când termină liceul, va face medicină. Așa zic, hai că exagerăm și... Mult, da. Nu cred că este ținut pentru cineva. Și sunt sigur că la nivel de roman, dacă e ținut un post pentru, să zicem, urolog, da? Da. Oricum avem nevoie de 2 urologi. Da? Bun. Deci, nouă ne trebuie, ca populație, nouă ne trebuie un medic sau ne trebuie 2 medici, 3, 5, 100 de medici. Urologi. Mai trebuie medici, personal medical calificat. Cine medic. Duce? Avem 15 directori în spital, plus un membru din Consiliu care este și în Consiliul de Administrație, vicele în Consiliul de Administrație, plus l-ai numit pe primar, care și el se ocupă tot de chestia asta. Nu. Din toți oamenii ăștia masivi cu putere de decizie, cine angajează oameni la final? Cine spune, domnule, ești medic urolog? Da, perfect, vino să muncești. Cine ia decizia? Că avem 15 oameni, că la noi în firmă avem 80 de șefi și 3 angajați. Cine angajează efectiv oameni? Pentru angajare există o procedură standard, da? Aprobată de Ministerul Sănătății. Pentru că vin bani de acolo. Pe da? Baza și unui el, concurs. Pe baza unui concurs. Corect. Bun. Ca să vină lumea la concurs, da. Ca să vină lumea, nu numai să se înscrie la concurs, să vină cu gândul de a rămâne și să fie atrasă, să vină să se înscrie, da. Da? Trebuie să asiguri o locuință, să asiguri niște facilități. Într-adevăr, o locuință se acordă. Da, nu e suficient. Primarul deci, a spus că va într-un oraș de dimensiunea romană trebuie să vii
nu știu cu ce. Ce să-l faci, mă, consilier local pe medicul ăla? E medic de lămă, s-a terminat facultatea, băi, e muritor de foame. A terminat facultatea și poate să aleagă. Ce? Să plece în străinătate. Să aleagă un oraș universitar. Da. Unde alegi 300 pe un loc. Alegi Iașu. Da. Unde ai o altă oportunitate de a te dezvolta profesional. Fără discuții, da. Ai o altă oportunitate pentru copiii tăi. Da. Da? Da. Ai o altă oportunitate pentru a-ți petrece timpul liber. Da? Și, la Iași, un oraș tot moldav, tot cu moldoveni s-a dea, tot cu aceleași țigănisme, nu știu ce, s-ar putea să vezi mai puține țigănisme decât în roman. Uh-huh. Deci, atunci eu zic că trebuie să acceptăm situația și să stăm fără medici. Nu, e o problemă. Păi e o problemă și, Soluția nu o găsim noi aici. Soluția trebuie să o caute, să-și deci, pună capul la dispoziție cei care sunt acolo implicați. Clar, da, managerii spitalului cu reprezentanții primăriei. Că o fi primarul în comisie, că e altcineva. Oricum și interesul primarului, pentru că el se implică pentru binele comunității, corect. Trebuie să ia măsuri. Altceva, alt subiect. Deci, nu avem cum să-l rezolvăm noi, trebuie să-l rezolve ei. Trebuie să-i rămânim pe oameni, că dacă vorbesc eu cu tine, nu înțelegem nimic. Trebuie să rezolve problema? Trebuie. Oameni buni, fiți cumpătați, fiți atenți, mergeți preventiv, la medici, faceți-vă analizele și la primele simptome de care arată că nu mai funcționează mecanismul cum trebuie, puteți merge în altă localitate. Sau puteți să faceți cum vă zic eu, mergând pe ideea lui colegul Dan Vasileu, nu vă îmbolnăviți niciodată, pentru că nu o să fie medici la care să mergeți. Păi eu ce spun? Să fie cumpătat ca să se îmbolnăvească. Dacă vă îmbolnăviți, chemați moașa. Nu? Pentru că e mai simplu. De ce să-i apucăm de testicule pe oamenii care au puterea de decizie și să dăm cu ei de pământ? Păi de-am apucat, am spus să se ocupe. Managerul spitalului, 8 ani și nu există un medic urolog. Aparatul ăla de radiologie sau cum dracu se cheamă, să de 5 ani în bench. Bun, stai așa, mă amestecăm subiectele. Alt subiect. Am discutat aici. Cum să spun? Nu că suntem vizionari. Nu că suntem știu eu, iluzioniști sau cu puteri paranormale să vedem ce este în interiorul spitalului și așa mai departe. Dar am spus aici în emisiune că sunt achiziții făcute în spitale din România. Deci nu am spus spitalul cu tasa. Deci, exact, exact. Deci am spus clar. Sunt făcute achiziții, sunt instrumente medicale care ar putea face diferența, ar fi putut face diferența dintre viață și moarte, dintre un tratament aplicat la timp corect pacienților. Am zis că sunt asemenea echipamente cumpărate pe bani mulți, care zac prin subsolul spitalelor. Curtea de conturi a descoperit ceva micuț, la vreo 65 de milioane de lei, deci 10 milioane de, aproape 15 milioane de euro. E jale dacă noi aici, fără să facem o anchetă, deci fără să facem o anchetă, fără să facem investigații, fără să avem informații din interior, văzând cu ochiul liber ce se întâmplă, ce cheltuieli sunt efectuate în spitalele din România, am putut trage o concluzie just, care s-a dovedit în urma cercetărilor efectuate de Curtea de Conturi că era valabilă, că s-au făcut achiziții de amboulea. Da. Deci e o problemă. Suntem trebuie musai să avem oameni care nu-și fac treaba cu una la mână și pe aia să-i luăm de gât. Trebuie. Pentru că, pe urmă, să stăm din nou să ne plângem și să apărăm în presă. Că nu ne place ca români să apărăm în presă și să spunem m-au trimis de la spital să-mi cumpăr bisturiu că n-aveau cu ce să mă deschidă și m-am dus cu nu știu ce naiba în venă. Toată lumea se plânge. Ies toți la televizor și se plâng că e rău. Iese unul la televizor, uite, cum e cazul doctorii Țierea de a firmat pe ăla cu Vierbi, da? Ea este trecută prin comisiile de anchetă. Eu am murit la faza asta. Cine bre, tot doctorița aia care a dat în gât pe șefii ei? Da, deci asta se practică. Și este băgat în mintea oamenilor, deci la modul, știi cum?
Deci de la ultimul muncitor necalificat care muncește la negru. Fii atent, dacă spui că muncești la negru, eu iau amendă ca patron. Dar iei și tu amendă. Nu! În momentul în care ai semnalat treaba asta, tu nu ești sancționat. Că o să sancționeze patronul, că nu o să te mai vrea în curtea lui. Asta e altă, altă treabă. Dar aici discutăm un alt aspect. Angajatorul ăla nu trebuie să mai aibă afacerea. Dar asta vreme cât... Rămâne cât, și el falimentar și tu fără serviciu. Pentru că el... angajatorul respectiv face o concurență neloială celor care angajează. Da, dar dacă el ar rămâne fără afacere, el dacă rămâne fără afacere, oamenii respectivi pot să se ducă la cei care lucrează legal și care îl vor angaja legal. Slabe șanse se întâmple. Ba da, pentru că angajatorii ceilalți își vor da seama la un moment dat, bă, stai așa o clipă. Noi vor avea mai mulți bani și vor avea mai mulți. Nu, nu că vor avea mai mulți bani. Va fi piața altfel. Că una e să scoți mobilă la vânzare, da, cu materiale cumpărate la negru, deci fără factură, da, materiale așa, cu muncitori plătiți la negru, deci prețul scade și tu masa asta, da, în loc să o vinzi cu 185 de lei cu un profit de 1 leu pentru tine, da, deci da, cel mai mic profit pentru tine, tu o poți vinde cu 130 de lei cu 30 de lei profit pentru tine. Zilele și faci concurență celuilalt care plătește dările la stat. Zilele trecute am avut un material în 24 de titluri, ultima pe care am făcut-o, că există o grămadă de analiști, dar nu-i mai ia nimeni în seamă. De ce? Pentru că s-a ajuns la concluzia că analiștii ăștia au pierdut contactul cu realitatea. Ce ai făcut în momentul ăsta este o analiză totală în afara. E pierdută total. De ce? Ratată de realitate. Pentru că în realitate muncitorul nu își va da niciodată patronul în gât, pentru că e singurul loc de muncă pe care îl are și de acolo întreține cei 5, 6, 7 copii. Dacă gândește pe termen scurt, da. Pentru că omul respectiv se va trezi peste 5 sau 6 ani că patronul respectiv își pune palma în cur pe românește și el rămâne în aer fără să beneficieze nici măcar de ajutor de șomaj pentru a-și reveni o perioadă, pentru a-și găsi alt loc de muncă. Bun, faci chestia corectă, îți dai patronul în gât, da? Îl dai la ITM și le spui, domnule, ăsta lucrează la negru și... Și se întâmplă așa, treaba asta, deci, din păcate, prea puțin. Vine ITM-ul și constată... Inspectorii de la ITM de cele mai multe ori stau la băut cu patronii. Sunt prieteni. Se întâmplă și treaba asta, dar la munca la... La județean, parcă, unde cei de la... Cam ăștia care trebuie să facă controlele la spital sunt membri în Consiliul de Administrație al Spitalului. Da, să nu ne amestecăm. Deci, făcând plângere la organele abilitate... Ce spui? E foarte bine, e frumos, e ideal ce spui tu. Realitatea zice că muncitorul nu are niciun drept. Și că nu, realitatea spune că are drept și se poate face. Pentru că altfel ajungem în situația ca la Berevoiești. Da, probabil că acolo se tinde. Patronii trebuie să-și facă treaba și să plece în concedii pe litoral, nu-s de găsit 5-6 luni pe an, iar muncitorul trebuie să descurce că e problema lui. Da. E atât de simplu. Sunt probleme multe, sunt legi care apără, sunt legi care prevăd clar cum se lucrează, cum trebuie acționat. Și pentru treaba asta, chiar cei care se uită la noi pot să ceară lămuriri și să-i îndrumăm spre cei care pot să-i ajute. Am lucrat în sănătate în două țări. Da. Și n-am fost pus în situația niciodată să mă duc să cer lămuriri. Măcar de două ori pe săptămână venea economistul firmei, care nu mă cunoștea. Și mă știa că lucrez acolo. Și mi-a explicat situația mea financiară. Lucrai la negru? Nu, lucram cu contract. De ce? Pentru că nu știu ce înseamnă la negru. Știu, dar nu se... Deci, știu ce înseamnă. Venea economistul și spunea, domnul Fogel, săptămână, luna trecută sau săptămâna asta s-au făcut, uite, atâta și v-au intrat atâția bani și trebuie să beneficiați de la la la... Și zic, domnule, dar sunt niște informații pe care nu vi le cer și pe mine nu mă ajută cu nimic. Zice, da, dar e datoria mea să vi le aduc la cunoștință. O informare corectă. Corect. Și da. Nu s-a pus niciodată problema să lucrez la negru și nu s-a pus niciodată problema să mă fure. De-aia spun că legile, ele sunt, există, dar nu sunt pentru noi. Hai să facem, să le punem în aplicare. Asta înseamnă să ieșim cu torțe și furțe și să îi omorâm pe toți aia din Parlament. Nu. În Parlament nouț. Nu e vorba numai de parlamentari. Cu toate că și parlamentarii pot fi informați și ar trebui să ia măsurile de rigoare.
dar folosesc informațiile care ajung la ei, acele plângeri, pentru că lumea se duce. Da. Ajunge omul cu plângere, domnule, am fost furat de pădurar, am fost bătut de polițist. De sau, pădurar. De pădurar, de nu știu ce. Ajung la ei, ei folosesc, caută să folosească, nu pentru a rezolva problema, nu în folosul cetățeanului. Să-ți dau folosesc... un scuze, că îmi pierd pe urmă ideea. E mișto ce ajunge la vârf, da? Pentru că la polițistul de la postul de poliție local spui, am fost bătut de pădurar pentru că l-am prins pe pădurar cu 7 tiruri de lemne. Polițistul va raporta la municipiu, am fost prins de pădurar pentru că avea 7. Da? Ăsta de la municipiu zice la județ, am fost bătut de pădurar pentru că. De la județ pleacă la așa mai departe, la parlamentar va ajunge doar am. Și parlamentarul va spune, a, ai? Păi ia-mi impozitează-l bre și pe ăsta dacă are. Da? Așa ajunge informația la vârf. Apropo de chestia asta, se vorbește de secțiile de votare din străinătate, din diaspora, de ani de zile deja. Că și-au luat țeapă ultima oară. Bă, nu știu ce faci tu aici, dar... Dacă folosești două degete, e mai bine decât cu unul. Da. Zic pe tabletă. Da? Și deși se vorbește de voturi și prin corespondență și vot electronic și tot felul de voturi ca să-i facă pe românii din sănătate număr aproape egal cu românii din țară, ce vrei să faci, bre, că citeam textul ăla? Da, spune. Deși în străinătate există aproape un număr egal de români, egal cu cel aflat în România în momentul ăsta. Român cu drept de vot, da? Cu drept de vot. În continuare ăștia nu sunt capabili să pună la punct cumva să-i facă și pe ea să voteze. Nu să-i facă măcar să le dea voie. Deci este o procedură pentru votul prin corespondență. Nu cred că este stabilit modul perfect, ideal și cel mai facil. Dar, de pe acum, cei din diaspora ar trebui să înceapă procedura pentru a putea vota prin corespondență. Pentru că asta înseamnă să se înscrie, să depună niște documente și așa mai departe. Datoria mea ca cetățean rece, să informez prietenii, este aceea de a-mi informa prietenii, care este procedura. Am distribuit pe pagina mea de Facebook procedura. Așa, sper ca lumea să-și facă timpul necesar pentru a îndeplini formalitățile respective, astfel încât să se poată vota și prin corespondență într-un număr cât mai mare. Că aici este ideea. Pot? Da. Am descoperit acum vreo 7 ani cumpărăturile online și m-a mirat de fiecare dată modalitatea asta de a trece o serie, este uimitor pentru noi ca români, dar se poate, o serie, un număr unic, o chestie care să te identifice pe tine ca persoană, poți să o bagi acolo într-o căsuță pe internet și să-i dai cumpăr, da? Da. Înțelegi, cu cartea de credit, de debit ce aveți voi, seria aia și cumpăr. Ce te face într-adevăr unic este CCV-ul ăla de pe spate sau CVV-ul cum dracu se cheamă, care e un număr iarăși pentru fiecare card în parte. Zic, băi, și uimitor! Guvernul României are un site care funcționează prost, dar există un site. Ce e așa de greu să faci www.guvernulromâniei.ro/votare prin corespondență, da? Și acolo să te ducă la o pagină, una singură, în care să-ți bagi CNP-ul care este numărul tău unic de identificare și opțiunile votului. X, Y, partidul cu tare, cu tare. Băi, atât de greu. Am mai discutat pe treaba asta. Nu, ideea e bună, dar nu pune nimeni în aplicare. De ce? Că e ieftină. N-ar putea nimeni să câștige licitația de 570 milioane de euro. Deci, CNP-ul e ok, identificare. Eu cred că dacă aș fi rău intenționat, aș putea și finanțat, da? Trebuie să fiu finanțat, că pentru a face măgăreala asta trebuie să am un câștig, aș face rost de 1000 de CNP-uri.
Dom'le, am spus CNP-ul, dar poți să-i pui o semnătură electronică, poți să pui o recunoaștere facială pe baza unei poze. Ei au copia ta de buletin. Și da, ar trebui să fie ta. Așa de greu, vezi că mergem puțin mai departe. Măi, bă, acum, în momentul de față, hai să vedem, putem folosi, se poate pune practic cu prevederi legale, cu dotare tehnică, astfel încât să se poată vota în toamnă așa cum vrei tu? Dacă ar fi început de toamna trecută, da. Da, deci nu se poate. Deci trebuie să vedem nu de făcut mai departe. Ba da, votați, dar haideți să mergem, pentru că până la urmă se poate dovedi un lucru, că putem învinge pe aceia care nu sunt corecți cu propriile arme, că parlamentarii au creat legile care au crezut că nu se lovească pe ei, că ei sunt undeva deasupra. Și cu aceste legi făcute alandala, neduse la stadiul de perfecțiune și de știu eu, așa cum trebuie să fie într-un stat civilizat și asta, am reușit să identificăm și să sancționăm câțiva din politicieni. Nu pe toți, nu în totalitate, fără recuperarea pagubelor în totalitate. Deci mai avem niște lucruri de făcut. Pentru treaba asta, cei care sunteți în afara țării, încercați să îndepliniți formalitățile pentru a putea participa la votul prin corespondență. Țineți cont că vor exista, spune președintele Federației Asociațiilor de Români din Europa, Daniel Tecu, vor exista de cel puțin 4 ori mai puține secții de votare decât în 2014, unde n-au fost de ajuns oricum. În 2014 au fost foarte puține, oamenii au mers sute de kilometri ca să pună o ștampilă. De cele mai multe românii s-au lăsat lehamite și au spus nu mai merg la vot. Mă, nu s-au lăsat, erau acolo și se manifestau zbomotori și se suneau. La dar... modul, unde trebuie să merg, mă? Unde sunt? În Padova? Unde trebuie să merg? La Trieste sau nu știu unde naiba, la Milano. Dar ce-i fi tâmpit să mă duc în capătul ăla de țară ca să ce să votez când în Padova n-ai făcut măcar două secții de vot unde-s 250.000 de români? Da, despre asta vorbim și țineți cont că în toamnă vor fi de cel puțin 4 ori mai puține secții de vot, spune președintele. Da, fii atent. Conform noilor prevederi, putând fi înființate secții de votare doar în misiunile consulare și acolo unde cel puțin 100 de români au cerut în mod expres acest lucru. 100 de români se pot uni pentru a cere treaba asta. 100 de români abia de se unesc la un botez. Se unesc. La un botez și la o rundă, da. Nu sunt semnale deocamdată că s-ar fi strâns într-un loc mai mult de aceste 100 de cereri pentru a se putea înființa vreo secție de vot. Prin urmare, spune în continuare, în țările unde există comunități mari de români, vor fi de cel puțin 4 ori mai puține secții de vot decât în 2014. O secundă. O problemă va fi în toamnă, da? Da. Toamna aceasta ar trebui să fie toamna în care facem diferența clară pentru ce fel de politicieni optăm. Da. Deci ar trebui să fie toamna trezirii la realitate, să zic așa. E dificil, e greu, pare imposibil, dar depinde de noi să putem face acele schimbări care în continuare aud o mulțime de oameni care noi, spune că nu mai eu, votez. tu și așa mai departe. Întâlnim oameni care zic că nu mai votează. Dar nu mai votează, frate, pentru că am văzut, s-a votat și pentru mine am schimbat președinte, am schimbat guvern, să facem niște treburi. Am auzit, a fost în presă discuții cu șoferii care iau la dispoziție și mașinile care le au la dispoziție cei de la guvern. Da. Oare în primării? Da. Primarii, viceprimarii, secretarii primăriilor beneficiază de mașină de serviciu, sunt aduși cu șofer. Există o mașină de serviciu pentru primărie, cu siguranță. Primarul nu se meargă cu bicicleta dacă nu are permis. Nu. Deci vorbesc la modul general. P-
primăriile știu că au mașini de serviciu. Primăriile, trebuie în general, au mașini de serviciu. Pentru că, de exemplu, primăriile din comune trebuie să deplaseze la oraș, la Consiliul Județean, la prefectură. Nu, din străinătate. Nu, trebuie să-l duci. Nu neapărat asta. Ăla. Dar, hai să vedem. Trebuie să vină, trebuie să existe șofer pentru primar? Dacă ai o mașină de serviciu, trebuie să ai și un șofer pe ea. Nu neapărat. Deci în firmele private, domnule, când te angajăm, vedem, ai permis? Da, mașină, ai mașină de serviciu ca să-ți faci treburile. Nu-ți dă șofer. Nu-ți dă șofer, bineînțeles, dar primarul are o funcție deci, separată. Deci directori de la firme private nu au șofer. Deci există, știi cine mai are șoferi în Roman? Pentru mașinile managerilor? Mitalu. Nu știu câți șoferi sunt, nu știu câte mașini, dar mai au șoferi. În rest, nu știu alte firme private care să aibă șoferi angajați pentru managerii firmelor respective. Dar oricum ai dat o idee bună, pentru că devine... Deci, adică eu zic așa, în comună pot să vină cu bicicleta, pot să vină pe jos, pot să vină cu mașina personală la serviciu. Eu mă duc cu mașina mea personală, mă duc pe jos, mă duc cu bicicleta la serviciu. Știu dacă ai fi directorul fabricii. Dacă aș fi directorul fabricii, aș avea mașină de la fabrică fără șofer. Fără șofer, probabil, da. În cazul ăsta privezi pe cineva de un serviciu. Nu privezi pe nimeni. Cum să mai puteți să-ți iei un șofer și ăla să muncească și tu să-l plătești? Nu. Niște taxe și impozite vor merge la... Hai totuși să fim realiști. Deci nu mai trebuie șoferi... Noi plătim oameni care să stea degeaba. Deci de ce să nu plătim un om care muncește? Noi plătim oameni care la colegia pe 16 stau degeaba. Deci, ce vreau să spun? Ați observat cumva primar adus la primărie de acasă cu mașina primăriei? Poate primarul din Londra era fotografiat în metrou. Da, mergea cu metrou omul, da. Pentru că vrea să fie la curent cu ce om a zis într-un interviu. Vrea să interacționeze cu oamenii. Bun. Secretarul comunei vine, pentru că și aici apar discuții, apar cheltuieli. Deci eu am spus odată, o spun acum și o să o mai spun. Trebuie făcut un proiect de lege ca toate mașinile instituțiilor statului să aibă GPS și oricând dând click. Cei din instituția respectivă, cei din instituția respectivă sau cei de la Curtea de Conturi pot să ceară oricând, domnule, unde a mers mașina asta, câți kilometri a mers. Da. Și văzut, în ziua de anul trecut, pe 29 iulie, mașina respectivă a mers 180 de kilometri. Hopa, hai să vedem unde a mers 180 de kilometri mașina din comuna noastră. Păi a mers la Piatra, s-a dus până la Durău, că era joi. Și s-a întors luni. Da. Despre ce discutăm? Deci chestii de genul ăsta. Hai să vedem o știre. Asta? Nu. Păi da, pe asta o să o facem în continuare. Nu avem ce știri să vedem. Da, mai aveam o știre. Care era? Faptul că consilierii locale au discutat despre groapa de gunoi care are aviz de mediu până în 2019. Știre e veche. Nu, săptămâna asta a fost ședința de consiliu. Poate la oamenii care fac știri. Noi o să avem pe țiganca asta care a fost trimisă la școală. Băi, lasă-mă cu țiganca care n-are școală și a fost știrea pe ProTV. Da. E clar că un român care ar fi spus că nu știe ce scrie în documentele firmei sale ar fi fost condamnat cu executare. Sigur. Iar asta că e țigancă pentru a nu fi discriminată este... avantajată, da, față de român și îi se dă cu suspendare să facă școală. Și țiganca se întreba în fața, era mirată, dar în fața reporterilor că dacă o să aleagă între școală și pușcărie. Păi da, trebuie să ia bărbații. E același lucru. Deci e același lucru. Da. Ori școală, ori pușcărie, e același lucru. Ai văzut informația cu tipa europarlamentarul maghiar? Maghiar?
Nu știu cum să interpretezi știrea asta. Dacă țiganii încep să facă chestia asta, am ajuns să-i trimitem la școală. Pe deținuții, Ministerul Justiției o să le faciliteze angajarea. Ieri a fost parcă a apărut. Da, da. E un proiect prin care deținuții vor fi scoși la muncă. Nu, nu discut, da, mai idei, departe, mai dar departe. Dar nu la modul ăsta. Da, mai departe, da? Zi. Dacă eurodeputații sau cum dracu parlamentarii din altă țară vin și fac scandal în România că nu se folosește intensiv limba maghiară în loc să încurajeze învățarea limbii naționale, de stat, e limba unei țări. Noi... înseamnă că noi ne aplicăm în fața oricui, mă, asta nu, vreau nu, să spun. Nu ne aplicăm, nu ne aplicăm în fața oricui. E o chestiune legală, atacată cu tupeu și dacă și ar fi fost interesant de văzut răspunsul celui care era abordat de europarlamentarul respectiv, care trebuia să-i spună că în instituția pe care o reprezintă nu vine cineva să facă scandal. Deci dacă avea ceva de făcut, o reclamație legală, trebuia să o facă scris, deci una la mână, și să-i arate că se află o instituție în care este steagul Uniunii Europene și steagul României. Corect. Și era destul de simplu. România. Dar vezi că tipa intră cu tupeu. Sunt europarlamentari. Intră cu tupeu și europarlamentarii noștri, dar pentru interesele proprii. Da. Aici vedem un europarlamentar maghiar care intră cu tupeu pentru interesul comunității lor. Ceea ce este de luat în seamă ca și idee, deci pentru interesul comunității, da, pentru că la noi europarlamentarii, politicienii intră cu tupeu pentru interes propriu. Deci ei nu vin, pentru că până la urmă acest europarlamentar a încălcat reguli de bun simț, da? Chestii legale prevăzute în asta. A intrat la intimidare, deci, mă, nu se face nici la poliție chestia asta. Da, deci, deci noi nu trebuie să, nici nu trebuie să să n-o băgăm în seamă. Da, bă, noi trebuie să specificăm destul de clar. Deci oamenii respectivi din instituția respectivă trebuie să puteau să spună foarte clar. Suntem în România. Înțeles, ultima persoană care a făcut chestia asta, Sabina, și-a luat bătaie un oraș. Sabina care? Puștoaica aia cu Bentiță, da. Care a luat, cât a luat la BAC? Nu știu. Băi, mă lași, a luat la BAC, dar la română. Băi, la română, deci a făcut niște gesturi, cum să spun, numai de a manipulată, de a ieși în evidență, fără, știu eu, un scop final decât pentru presă, pentru știre. Da, okay. Deci nu pentru dar comunitate. A demonstrat pentru... un punct de vedere. A demonstrat un punct de vedere că la BAC n-a putut să ia la română mai mult. Frate, eu am 10 clase. Ce vrea să-mi spună? Pentru mine școala nu înseamnă absolut nimic. Nu reprezintă ceea ce ești ca om. Nu, dar... Reprezintă ce știe ăla. Dar... Dar vorbești corect românește? Din fericire. De cele mai multe ori. Da, păi asta e chestia. Dar zic că nu reprezintă ce sunt. Nu reprezintă, da, dar să nu... Că știm profesori universitari care sunt proști ca noaptea, bătuți în cap. Și scrie tot cu 7-8 cărți care abia au ieșit din închisoare și le-au scris în 2 ani. Bun, dar aia nu, aia știm ce sunt, dar trebuie să-i punem la punct clar. Puștoaica n-a făcut decât să demonstreze un punct de vedere. În propria ta țară nu ai trecere. De ce? Pentru că guvernul a decis pentru a niște alianțe și pentru a prinde majoritate politică, au decis să-ți ia ție din drepturi să le dea altora. Asta a demonstrat Puștoaica. Și ce? Și europarlamentar asta ce drepturi i-a luat? Păi una la mână, nu mai am voie să vorbesc română la mine în țară. Trebuie să vorbesc maghiară pentru că baba aia n-a știut să învețe la vremea ei să vorbească limba română. Se vorbește limba română, deci în instanțe de România. Și limba română. În instanțe de România se vorbește în limba română. Actul este editat în limba română. Actul este editat în limba română, dar dacă eu nu știu să vorbesc vânzătorul unui apartament din Covasna, nu știu maghiară. Dacă tu nu știi maghiară, fii atent aici. Aici sunt două aspecte. Vânzătorul
Și tu cumpărătorul, da? Deci tu ești cumpărătorul. Da. Tu ai banul în buzunar. Da. Vânzătorul va vorbi cu tine în ce limbă vrei tu. Cu siguranță, asta e clar. Deci aici e toată chestia. Română, da. Deci aici e toată chestia. Dar vorbim strict de ce a făcut europarlamentarul respectiv. Europarlamentarul respectiv? A adus o femeie care spune, lucrez de, am 70 de ani, de 30 de ani lucrez pentru români și n-am apucat să învăț română. Cum? Dracu, frate, n-ai apucat să că bunici, că străbunici, că nu știu ce. Băi, limba română este obligatorie în România de stat, este limba principală de predare în școală. Da. Cum să ajungi în situația în care un maghiar nu știe limba română? Era o babă semi-analfabetă. Cum se ajunge? Se ajunge în situația în care directorii de școli din Covasna, Harghita și așa mai departe trebuie dați afară, profesorii trebuie dați afară și aduși profesori care, e clar că copiii ei n-au învățat română pentru că nu le-a predat nimeni. Da, da. Nu, mergând pe sistemul ăsta, frate, sunteți incompetenți. Deci, afară. Avem aici iarăși acea pătură de oameni care e cu o problemă în ceea ce privește educația. Anii de școală, da. Accesul la informații, deschiderea lor. Pentru că eu am sesizat, având colegi, prieteni maghiari, am sesizat foarte clar. Colegii maghiari care aveau școală, care gândeau, n-aveau absolut nicio problemă. Da. Făceau afaceri cu maghiari, făceau afaceri cu românii, erau colegi, tot așa. Deci am întâlnit coleg de armată cu câteva clase pantofar, așa, care spunea că Târgu Mureș este al Ungariei. Colegul celălalt de armată care avea 12 clase, da, suntem în România. N-avem nicio treabă, noi ne descurcăm. Deci spiritul ăsta naționalist este iarăși înfierbântat de interesele altora. Da. Pentru că prostul naționalist... Vezi că tu faci o confuzie undeva și naționalistul ăsta îl bagi la înainte. Ultranaționalist e cu totul altă poveste, dar faptul că în România aș prefera să se vorbească română ca să mă pot înțelege cu oricine în orice zonă, nu mă face naționalist, ultranaționalistul face din minoritate, da? Deci... Deci eu sunt foarte de acord cu multiculturalismul, frate. Este foarte bine. De ce? Pentru că așa se naște o poveste minunată a unei nații. Da, da. Noi avem dar trebuie avem să și putem povesti pentru că în momentul în care tu ai vecini și au fost, bunicii noștri totuși au fost vecini cu și cu evreul. Da. Și cu ortodoxul și cu catolicul. Da. Deci au văzut multiculturalismul, dar totuși erau niște bariere. Da. Deci, dacă s-ar fi trecut la etapa, în etapa în care acei vecini ar fi fost într-o aceeași scară de bloc, ai fi văzut, băi, sunt la fel oameni, că diferența de limbă, să zicem, iarăși nu e o problemă. Copiii din Târgu Mureș, români, unguri, se joacă împreună fără discuții. Deci numai când cineva vine și le spune, bă, tu te joci cu ăla că e român? Păi asta, că apare din când în când o persoană din copilul tânărul respectiv nu are o educație, nu știu ce, bă, m-am jucat cu tine. Nu, tu ești român, marș de aici. Sau tu ești ungur, marș de aici. Păi, de altă parte, România abia așteaptă să le facă bucuria altor români, nu știu cum să formulez, ăștia de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, așa de drag numiți de noi, ANAF, FISC, bulangii ăia, hoții, sau cum le mai spuneți voi, vor să afle mai nou toate datele persoanelor și cumpărăturilor cu carduri. E un proiect. E un proiect, am auzit la radio venind încoace că e amuzant că a fost scoasă prevederea cu a avea acces la toate datele și toate operațiunile făcute. De ieri până azi nu știu exact ce s-a întâmplat. De asta zic. Dar ieri cu siguranță aveau nevoie de datele despre ID-ul terminalului, ID-ul comerciantului, numărul, valoarea, data, ora, minutul emiterii bonului fiscal, instituția acceptantă, numărul cardului utilizat pentru efectuarea plății, cod de autorizare de plată, toate detaliile disponibile cu
privire la identitatea deținătorului cardului. Se cerea ieri să aibă ANAF-ul acces. Adică dacă mor până la toate detaliile disponibile cu privire la identitatea deținătorului cardului, toate celelalte sunt acum pe acele bonuri, rămân memorate, da, și corect. Exact ce înseamnă toate detaliile disponibile, la care sper că s-a renunțat. Da, sperăm. Nu știu ce înseamnă toate detaliile disponibile. Numele mamei, grupă sanguină. Da, cu cine m-am văzut ieri dimineață, câte beri beau seara. Nu, au toate, au datele. Datele astea le au de pe sistemul... Și de ce vrea ANAF-ul să știe ce îmi cumpăr eu? Care ar fi skepsisul? Adică plătesc... ANAF-ul vrea să strângă cât mai mulți bani pentru stat. Da, am da? Înțeles. Aici e... În continuare, statul acordă, de exemplu, 250 de milioane de lei Arhiepiscopiei Olteniei pentru o catedrală care nu se mai termină de 16 ani. Deci banii mei unde să duc? Norvegia, în timp ce noi vorbim aici, face măcar 100 de metri de autostradă submarină. Da? Norvegia s-a gândit să lege fiordurile sau cum dracu' e acolo la Insule, ei, prin da? Autostrăzi submarine care să stea atârnate de pontoane de 30 pe 30, da? Da. Și noi vorbim de ANAF-ul să-mi ia mai mulți bani și vrea să știe ANAF-ul câte prezervative cumpăr ca să facă cu banii ăștia ce? Aici unde se duc banii, de fapt? Băi, ANAF-ul e bine intenționat. Eu sunt convins, vrea să știe exact cine banii. ANAF-ul va spune, domnule, noi strângem banii, voi vedeți pe aia care trebuie să-i gestioneze. Și ne trimit tot la... Eu la înțeleg o formă, un anumit grad de control. Sunt pentru un anumit grad de control. Nu, chiar pentru mai mult control. Pentru că românii fără control sunt ca oile. Dar le trebuie mult control. Dar în momentul în care intervine un detaliu, ca în toate legile și hotărârile din România, plus toate detaliile disponibile. Și nu se nimeni să uite la porcăria asta de toate detaliile disponibile pot însemna inclusiv ultimele tale convorbiri telefonice. Da. Sau ultimul e-mail, sau ultima poză porno pe care ai trimis-o iubitei. Da. Să spunem că faci, e tot, intră în toate detaliile disponibile. Absolut. Absolut. Da? Da. La noi trebuie... se fac legile de genul ăsta. Putem să, știi, hai că-ți dau un exemplu. Ultimul vot la schimbarea Constituției a fost cu să facem armata să nu mai fie obligatorie. Și mai jos scria, plus că să acordăm toate drepturile, apropo de să dăm voie persoanelor străine să cumpere terenuri masiv în România. Da, erau scris mici, da. Plus toate celelalte făcute, nu, cum era, toate celelalte necesare ca investitorii să vină în România. Toate celelalte necesare ca investitorii să vină în România a fost vânzarea tuturor întreprinderilor cu un dolar, că a venit și a investit, cât un dolar, dar a investit, se numește că investitor. Retrocedarea a mii de hectare de teren unei persoane care spune că e ultimul din spița lui Vlad Țepeș. Un județ întreg retrocedat unei persoane care spune că e moștenitoarea nu știu cui dracu. Da, acolo avem de a face și cu o justiție coruptă, cu oameni de justiție corupți. Avem probleme. Cu ceea ce înseamnă cumpărarea terenurilor de către străini, aici vreau să fac o precizare clară. Să fie stabilit în felul următor. Dacă eu pot cumpăra teren fără o preliște în Franța, da, atunci și francezul se poate fără cumpăra discuții, aici. Da, mai ales dacă lezi acușă, nu pleci cu el. Da. El rămâne aici. Exact. Dacă pot cumpăra în Spania numai 10 hectare ca străin, spaniolul să nu poată cumpăra decât 10 hectare în România. Deci, să fie exact, deci... Văd că oamenii își fac griji, doamne, că vin ăștia și cumpără masiv la granița României cu Ungaria și o să vezi cum se mute granița. Nu se poate face chestia asta, România. Granița Uniunii Europene este deocamdată aici, pe Prut, da? Și alaltă graniță este la Canalul Mânecii. Corect. În fine, am putea spune și dincolo, dar cu Brexit-ul și asta. Deci, să nu ne mai legăm de chestiile astea artificiale numite granițe. Ca care... la final de asta. Da. Am ajuns la finalul acestei. N-am discutat despre gunoiul din roman. Trebuie să avem mai întâi știre legată de chestia asta. Da, nu m-am uitat pe mapa cu proiectele de hotărâre ale Consiliului Local săptămâna asta. Trebuia să-l întrebăm pe Ciprian care au fost cele 27 de puncte. Cele 27 de puncte, unul a fost suspendat, da? Da, bună întrebare.
Rămâne să ne vedem data viitoare, vinerea viitoare, la altă retrospectivă a săptămânii. E aproape de sfârșitul bâlciului. Abia a început bâlciul, da. Da, dar săptămâna viitoare, când? Duminică se... Nu știu. Lunii întâi, da? Mi-am promis să nu merg. Luni, marți, miercuri, joi, mi-am promis să nu merg anul ăsta la bâlci. Sâmbătă e ultima zi. Deci va mai fi și duminică un rest de bâlci. Deci ne vom vedea vineri când va fi bâlciul întoi. Când va fi bâlciul întoi, tot vineri o să pice. Băi, la ștrand să mergeți. Până atunci o să ajungem și până la ștrand. Până atunci, care fiecare dată, toate bune. La revedere!